Cu Iulian Toma, specialist în marketing și comunicare, sociologul Ciprian Necula, Cristian Dorombac, project manager realitatea.net. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. E sezonul, bineînțeles, probabil unii dintre cunoscuții dumneavoastră se află și acum în vreun hipermarket, pentru că e forfotă mare în magazine. Mii de persoane au ieșit la cumpărături încă de la primele ore ale dimineții, în speranța că vor reuși să evite aglomerația de peste zi. Nu au avut noroc, au stat și 10 de minute la cozile de la casele de marcat. În goană pentru masa de Crăciun, unii români nu au mai ținut cont de prețuri și și-au umplut coșurile. Ce cumpărați? Carne, cărniță, carne de vită și carne de porc. În special pregătiri pentru Crăciun, portocale, bere și carne de porc. Dacă bărbații s-au mișcat repede, femeile au petrecut printre rafturi chiar și câte 3 ore. Cât v-a luat să strângeți tot ce aveți aici? Habar n-am, foarte puțin. Nu știu, cred că 30 de minute. Avem listă și punctul timpul nobit. Văd că v-ați umplut coșul. Cât ați petrecut în magazin? Jumătate de oră, o oră maxim. Cât a durat? 2 ore. 3 ore. Tot 3 ore. După ce și-au petrecut câteva ore bune la cumpărături, oamenii sunt nevoiți să stea alte 10 de minute și la cozile care s-au format la casele de marcat. Pentru a face față numărului mare de clienți din această perioadă, marile magazine și-au prelungit programul. Cumpărăm cu același drag și în restul anului, Ciprian Necula, sau de sărbători cu asupra de măsură? În special de sărbători, evident, Paște, Crăciun, Revelion, ne aprovizionăm dintr-o istorie, că de sărbători nu prea deschise magazinele, ne alimentam, să avem toate în casă, ca așa. Ei, nu, acum sunt deschise și până la categorii, dar unele sunt deschise tot timpul în mod normal, de altfel. Colectiv, nu vorbesc de realitate. Evident că trebuie să ai toate în casă, îți vin musafiri, te pregătești, nu știi câtă bere o să bea Gică sau Vasile, așa că ei anapoda mult. Eu nu cred că este neapărat un efect al comunismului, cum spuneați voi mai devreme, ci cred că e legat de consumarism în general, în societățile capitaliste. De asemenea, sunt cozi în perioada asta, nu suntem doar noi în situația stranie de a avea cozi imense în supermarket în perioada sărbătorilor. Stai că le întreb imediat pe Cristi Dorombac dacă s-a blocat netul și serverele din nou în urma tranzacțiilor online, dar până atunci vreau să mă duc spre specialistul în marketing. Cât mai e sărbătoare? Sau e și asta o bucurie? Face parte din sărbătoare să te duci la magazin, să petreci ore în șir la coadă și să vii cu coșul plin? E un întreg arsenal de marketing care până acum câțiva ani era pus în poziție de tragere de la 1 decembrie. S-a dus până undeva spre 15 noiembrie. Black și Friday, deja vorbim, și vorbim în de vreo 2-3 ani, în Statele Unite se pune problema începerii campaniilor de Crăciun de la, de la 1 noiembrie. De la 1 noiembrie. Deci n-aș putea să vă spun unde suntem noi în acest interval între 1 noiembrie și 1 decembrie, dar este limpede că undeva spre 15 noiembrie am văzut, dacă nu mă înșel chiar mai devreme, 10-12, am văzut brazi, globulețe, deja nu trecusem foarte repede peste Sfântul Nicolae, peste Sfântul Dumitru, cozile de la Patriarhie și așa mai departe. N-am înțeles nimic, zic, a venit așa peste noi. Niciodată nu e prea devreme, Crăciunul, imediat după Sfântul Dumitru, n-am înțeles nimic. Cineva vrea să-ți vândă ceva. E bine, da, să cumperi oricând. Eu problema asta, sigur că trebuie să ne bucurăm alături de cei dragi și de regulă asta implică niște sacrificii din partea fiecărui om. Nu poți să nu te așezi la masă măcar de Crăciun, de Paște, când poți, mă rog, cu siguranță nu toți românii pot să stea în familie de aceste sărbători, dar au cea mai mare probabilitate. Problema este însă că nu toți românii își permit să cumpere. Și aici e o problemă. Cred că gradul de îndatorare al celor pe care i-am văzut la coadă ceva mai devreme este cu mult peste anii precedenți în care... Nu mai sunt vremurile creditului doar cu buletinul însă. Cristi Dorombac, cum vibrează netul în această perioadă? Comenzile online, tranzacțiile? Ne amintim ce nebunie a fost și am discutat chiar împreună de Black Friday, când unele servere s-au blocat.
n-au făcut față comercianții. Acum, cum e? Că e Crăciunul în două zile. Cam la același trafic. Nu se blochează serverele, însă comenzile sunt destul de ridicate și oamenii preferă să-și facă cadouri acum pe ultima sută de metri. Aleargă de fiecare dată, atât în magazine, cât și pe internet, să caute ce le-ar putea crea lor plăcere, dar nu neapărat dacă au nevoie sau nu de acel produs. Am o bănuială că de Black Friday, cât a fost? O lună? Acum o lună? Cam acum așa, lună nu? A fost, da, o lună. La finalul lui. N-au cumpărat cadouri pentru cei dragi încercând să cumpere la preț redus, cumpărat, deci mai multe, să-și facă socotelile de atunci. Au cumpărat atunci exact ce aveau nevoie. Ne includem pe toți în socoteala asta. Nu, nimeni nu cumpără nevoie, nu aveau nevoie, cadouri, dar era la ofertă. Așa. Și astăzi au, acum cumpără cadouri pentru Crăciun ca să le facă celor dragi. Că tot vorbeai de Black Friday și că vorbim de cumpărături de Crăciun, am auzit mai de una o poveste care spunea că eu nu aveam nevoie nimic de Black Friday, dar m-am dus pe site-ul, era picat, după care m-am dus în magazin și am cumpărat și eu ce era la reducere, doar pentru faptul că am vrut să cumpăr ceva la reducere. Sindromul celebrei bormașini, nu? Dacă ne amintim de asaltul asupra hipermarketurilor care aveau promoție la bormașini, tuturor, de la bătrâna de 80 și ceva de ani până la copilul din cărucior, voiau o bormașină. O să cumpăr și eu una, când o să mai fie promoție. Dar vreau să mă întorc. Nu ți-ai luat încă? Nu, n-am, dar am cumpăr. Există totuși colinde care vor să prosperitatea de anul nou. Adică asta nu vine doar așa, există marketing la greu, evident. Și marketingul te împinge să cumperi cu cât mai mult, cât mai inutil, cât mai... Am văzut cu toții un studiu, cred, zilele trecute, nu? Muzica de sărbători plasată în spații publice, hrușcă difuzată. Reapare, știi, da. Dincolo de hrușcă, vorbim de colinde românești, internaționale, în are importanță. Se pare că stimulează consumul, difuzarea acelor piese. Ce suntem noi? Niște câinii lui Pavlov, toți, de fapt? Cred că pe mine mă inhibă Jingle Bells, cel puțin. E, nu știu, am ascultat în ultima perioadă toate colindele de pe la mănăstirile din România, numai să n-au Jingle Bells. Nu cred că e românul cel care îl caută. Colindele de afară, sigur, au și ele un farmec. Soliștii, iarăși, au un farmec. Dar mi se pare că prea ne-am dus spre valorile de afară și le-am uitat pe ale noastre. În vreme ce, nu știu, Prințul Charles își petrece sărbătorile la noi și să simte bine. Acum, alături, Iulian, de... să difuzezi non-stop colinde doar dintr-o anume zonă, cred că ar fi aproape imposibil pentru cei care încearcă să stimuleze cumpărăturile în această perioadă. Înseamnă că le prind eu, numai pe acelea din ore sau America. Trei ore într-un hipermarket și să asculți aceleași colinde românești, să zicem, se cuizează și ele, nu? Într-o oră jumătate le-am terminat. Nu, și atunci... vă spun eu că sunt sute de mănăstiri care același colind sună altfel. Dacă este de, nu știu, mănăstire de... Dar nu s-a potrivit neapărat printre rafturile cu produse. Am auzit... Și atunci cred că recurgem la văd, o selecție. Nu văd de ce, de nu, varia. Pentru că eu vreau să mă simt român de sărbători. Nu vreau să aud colinde în limbi străine, decât poate, nu știu, o bucată. Încă mă simt bine, poate că sunt defect eu. Mă simt încă bine în România. Nu mă duc în Statele Unite decât dacă mă plimb, decât dacă... Întrebarea e de ce să ai în supermarket colind? De ce să ai muzică în supermarket, atâta vreme cât în restul anului nu prea ai muzică? Și aici omul de marketing poate să ne spune de ce. Păi pentru uite, că studiile de care vorbeam mai devreme, tocmai asta spuneau, că într-un fel ne stimulează. Nu știu ce reflexe ori fi constatat psihologii, antropologii, că declanșează în noi difuzarea acelor piese. Se pare că ne încurajează, nu doar ne însoțesc la cumpărături, ne și încurajează cu targetul, să mai luăm câte ceva. Cu targetul magazinului respectiv, cu cumpărătorul. Uh-huh. Deci dacă ai un target cuprins între, nu știu, 20 și 35 de ani, cu siguranță trebuie să ai un fel de muzică. Dacă ai un target între 35 și 55 sau, nu știu, peste, ai nevoie de altă muzică. E o ambianță, cumva, e o comunicare inclusiv auditivă cu consumatorul. Ai putea să te plictisești, cumva îți creează o bună dispoziție ca să nu te plictisești și să stai 3 ore. Sau mai creează și o asociere între ce asculți acasă cu masa plină și sentimentul că trebuie să ajungi acolo, nu? La momentul respectiv, cumpărând. Și vezi masa așa și zici, pentru Vasile am cumpărat cadou? De exemplu, da.
E un, o chestie tipic românească, povestea asta, să luăm foarte mult acum? Ai senzația că alții sunt mai cumpătați? Nu, e tipic românească, nu. Toată lumea cumpără de sărbători, însă... Toată lumea cumpără, dar nu știu dacă în aceleași cantități. Că, ba da, dar noi cred că dramatizăm foarte mult acest procedeu al cumpărăturilor. Simpla coadă pe care o vedem în magazine, spre exemplu, azi dimineața la 10 și câteva minute eram într-un mall, iar la intrarea în acel mall era coadă, pentru că mallul se deschidea la ora 10, iar parcarea plină. Nu că ar fi ceva de cumpărat acolo, pentru că totuși e un mall, te duci, găsești haine și alte produse, dar era lumea care vrea să vină să vadă. Poate prinde vreo reducere. Sau poate îți mai vine vreo idee de cadou mai vine pe, idee de cadou de metri, pe ultima 100 de metri, deși acum o lună au fost reducerile de Black Friday, puteam să ne pregătim, sau acum o lună probabil nu erau aceiași prieteni pe care îi sărbătorim de Crăciun. Eu cred că în această perioadă, sincer vorbind, nu sunt adeptul cumpărăturilor în exces. Ideea este însă că în această perioadă mi se pare că un program de la ora 10, de la ora 9, e un program cam de boieri pentru un vânzător. Dacă vă uitați în piață, în oricare din piețele bucureștene, când se face piața, când face o gospodină piața, sigur că sunt și unele care își fac la 7. Dar cred că deja la 10-11 toată lumea gătește cumva. Dar cum spuneai, altă... și publicul cred că e diferit. Și nu? Facem cine piața în fiecare săptămână sau la 2-3 zile. Mi se pare că totuși într-o perioadă în care lumea se așteaptă la mai multe cumpărături, trebuie să cumpărăm din toate, un program din ăsta normal cu 10-18, apropo de prelungirea programului Normagazine, mi se pare un lux, cel puțin în România. Dacă vorbim de vânzători care nu-și ating țintele de vânzări, dacă vorbim de clienți nemulțumiți, că până la urmă în asta se traduce. Un client care ajunge la 10 și găsește magazinul închis, ăla nu mai pune piciorul a doua oară la 10. Se duce la un altul unde e deschis la 9. Dar ce-ar fi dacă funcționează și invers, Ciprian? Dacă toată îmbulzeala asta, de fapt, te stimulează. Vrei să fii și tu alături de toată lumea. Exact cum spunea Cristi mai devreme. Dacă se dă ceva, dacă e vreo promoție, de ce e lume? Și asta o știm foarte bine încă de dinainte, nu? Era o coadă, ne așezăm, nu știm ce se dă. La capătul ei, cu siguranță, va fi ceva interesant. Am rămas cu chestia asta? Tocmai ce m-am întors din Cuba, unde se întâmplă asta în continuare. Și am văzut oameni care stau la coți, fără să știe ce se dă acolo și de ce. Asta era și la noi, evident. Aveai timp 90. Să afli, oricum stăteai 3-4 ore. Da, oricum timpul e perceput altfel pe acolo, da. Ca și la noi în comunism. Nu cred că în perioada se întâmplă asta în România. Cred că știi exact ce vrei să cumperi și accidental ajungând în magazin, toate ofertele, toate, nu știu, blizurile, culorile. Dar mă întrebam dacă îmbulzeala e și ea un stimulant într-o oarecare măsură. Adică evident, intri evident. Așa în frenezia asta și spui, da, toată lumea e la cumpărături, vreau și eu, înseamnă trebuie că să fiu acolo. Acolo ieftin, care merită nu cumpărat. Nu numai, dar e cumva tendința, nu? Dar, să fim absolut. Cu toții în tendința dar sezonului. Dar e dovedită și încearcă când te duci într-un hipermarket, oprește-te 2 minute în fața unui raft și uite-te foarte insistent. Vei vedea că vor veni încă cel puțin 2 persoane care se vor uita la tine la ce te uiți tu acolo și vor vrea să cumpere vreunul din produsele alea sau dacă nu se duc și pun mâna pe el. E în felul omului de a fi curios. În bulzeala asta e un soi de încredere pe care o capătă și alții care văd... Haideți să luăm exemplu unui restaurant. Deja e cunoscut. Un restaurant gol e mai bine să nu intri să mănânci. Dacă vezi niște mese ocupate, deja avem un alt restaurant în care avem încredere. Da. În Bulzeala, cred că așa se întâmplă bine, și cu Bulzeala. Nu? E de bine, dar problema este că nu tot ce este bun este și de folos. Cred că aici ar trebui noi să avem un filtru. Stau la o coadă sau la o îmbulzeală, la un obiect sau la niște produse de care nu am nevoie, sau am plecat, cum am văzut la unul din interlocutorii din imaginile de mai devreme, am o listă și știu ce vreau să cumpăr și sigur că da, poate mă preocupă și să caz gura la un moment dat unde se îmbulzez 2-3. Dar știu ce am de făcut. Asta e cheia, pentru că tu mergi pentru ceva și te mai atrag alte chestii unde sunt oameni mulți, unde vezi că se împing oameni și se... Hipermarketurile raportează îți dă un sentiment de încredere, constant nu? Că ești în depășirile în care față, de intențiile, față de intenția de cumpărare a celui care vizitează sau, mă rog, a potențialului cumpărător. Deci, există studii că noi scoatem între 25 și 35% în medie peste ceea ce ne-am propus să cumpărăm
într-un hipermarket. Probabil că de aici și succesul hipermarketului și comoditatea noastră de a merge spre. La e de bine în anumite situații, înseamnă cel puțin așa, ca și confort psihic pentru unii, dar pentru că vorbeai de ce scoatem în plus, încercăm să vedem unde e limita asta între consumul lucrurilor care ne folosesc și de care avem nevoie sau pe care ni le dorim și ceea ce luăm în plus, pentru că ocupăm locul 9, noi România, din 27 de state ale Uniunii Europene, în ceea ce privește aruncatul la gunoi al produselor alimentare pe care le cumpărăm. Românii mănâncă mult și bine, dacă ar fi să ne luăm după datele Ministerului Agriculturii. Fiecare dintre noi aruncă la coșul de gunoi în fiecare an aproape 100 de kilograme de mâncare. O explicație ar fi abundența de produse din magazine. Dacă vă duceți în fometați să faceți în cumpărăturile, în mod sigur cumpărați mai mult. Nu ne mai uităm ce avem în portofel, ci ne uităm cum să ne satisfacem plăcerea. După ce mâncăm, constatăm că am luat mai multe produse și le aruncăm. Statisticile arată că peste 10% din veniturile unei familii din România ajung la coșul de gunoi sub formă de fructe sau legume. Un bărbat are niște bani, dar gospodina în casă știe ce să facă cu ei. În ziua de astăzi, femeia este foarte mult ocupată la servici și să uită cum să gătească mai repede. Este posibil în situația asta când te grăbești și nu le gândești bine să mai și arunci. Mezeluri, mâncare gătită, ce rămâne nu stăm să aruncăm. La nivelul Uniunii Europene, risipa este și mai mare. 90 de milioane de tone de mâncare ajung la gunoi, în timp ce 79 de milioane de europeni trăiesc sub limita sărăciei, iar 16 milioane își primesc mâncarea de la asociații caritabile. Din această cauză, Parlamentul European a adoptat anul acesta o rezoluție privind o serie de măsuri urgente pentru a înjumătăți până în 2025 risipa de alimente. Ei, când târâm după noi coșurile acelea supraîncărcate în hipermarketuri, poate că ar trebui să ne gândim și la statisticile astea. Te-ai gândit, Cristi, că 10% din veniturile tale ar putea ajunge, de fapt, la gunoi? Din cauza asta eu nu am mâncare acasă și din cauza asta nu-mi cumpăr mai mult decât îmi fac în fiecare seară. Dar mănânci, mâncare. Dar uneori. Asta înseamnă că mergi în fiecare să-ți cumperi mâncare. Cam așa ceva, ceea ce înseamnă... Da, chiar nu e eficient și e un cost destul de ridicat. Eu am altă psihologie. Nu cumpăr nimic când sunt fometat. Nu intru supermarket. Pentru că am tendința să cumpăr mai mult decât am nevoie și atunci evident că ajung să și arunc o parte din mâncarea pe care mi-o cumpăr. Deci înainte să merg la supermarket, mănânc bine, după care merg acolo să-mi cumpăr ceea ce consum în săptămâna viitoare. Pe lângă asta... Mai avem o problemă cu... Aici se leagă de gunoiul selectiv, de cum facem toată gestiunea deșeurilor, pentru că gunoiul menajer poate fi folosit în multe feluri. Dar noi nu avem unde să facem asta, din păcate, în România. Nici măcar plasticul nu-l selectăm, pentru că nu avem unde să-l aruncăm selectiv. Și aici este o întreagă problemă și o întreagă dezbatere care nu știu dacă ar trebui să o lansăm acum. Dar probabil că pentru emisiuni viitoare ar trebui să o abordăm. Dar din când în când am putea să ne gândim. Pe lângă asta, dacă te gândești, acum câțiva ani, scările de bloc miroseau a sarmale în perioada asta, a mâncare în fiecare zi, în fiecare seară, când făceau gospodinele mâncare. Acum mai greu se găsește acest miros în scara de bloc, ceea ce înseamnă că oamenii ori nu mai fac mâncare, ori preferă apartamentele. Nu, ori preferă să mănânce fast food-uri, ori cumpără acele prefabricate pe Stai care să nu mai le vedem. Cristi, 2-3 zile până ce ajungem în toiul sărbătorilor de Crăciun și de anul nou, că probabil recuperăm la capitolul ăsta foarte mult. Eu cred că este imposibil să avem exact cantitatea de mâncare pe care o consumăm. Ori ne înfometăm, adică mâncăm ceva mai puțin sau, mă rog, ne cumpărăm mai puțin și implicit încercăm să avem grijă de kilogramele în plus, mă rog, nu toată lumea reușește, ori, sigur, avem în exces. Bogăția mesei e un semn de bunăstare la români. Dacă te duci la cineva și n-are ce să pună pe masă, deja îi se pune o etichetă. Eu cred că am trecut de mult, Iulian, de stadiul ăsta. Mai sunt români care să invite pe cineva fără să aibă ce să pună pe masă? Să știți că, că la noi pare în fiecare așa duminică, un titlu de glorie, cumva. Dacă o să mergeți la, deci pe lângă biserici se mai dă câte o pâine la cei care au mai puțin. Eu cred că oamenii aia, pe lângă pâinea aia, mulți dintre ei nu au.
nu vorbim de cerșetoria cu bani, cu sistemele astea destul de complicate de descoperire, rețele mafiote și așa mai departe. Nu, vorbim de oameni care chiar n-au săraci, ce să mănânce. Autentici. E deci, foarte adevărat ce spui găsim, și cu siguranță găsim, că știm. Întrebarea era dacă cei care invită, deci care într-un fel își permit să aibă însoțitori la o masă, să spunem așa, în ale consumului. Ar fi dificil numai să le dea cineva o pâine. Vreodată... Problema este că noi ne cumpărăm mai mult. Dacă stăm acum să facem o paralelă cu ce se întâmplă la țară, acolo nu prea se aruncă nimic, pentru că există un câine, există un porc, există felurite moduri în care acest exces de hrană este folosit cumva în creșterea hranei. Da, dacă vorbim de un porc și dacă vorbim de un câine, de ceva care, de un animal care are grijă de gospodărie. Problema care se pune la oraș este că noi nu avem, mă rog, cu excepția celor care au o pisică sau un câine și nici nu știm dacă îi dă din ceea ce este în exces la masă, ci din potrivă își cumpără mâncare specială pentru câini sau pisici. Deci, în afară de aceste cazuri, evident că noi nu avem unde să punem această mâncare, acest exces pe care noi îl achiziționăm, uneori fără dorința noastră, și atunci avem o problemă. Se va arunca tot timpul la oraș. Eu cred că nu se va mai arunca atunci când fie vom cumpăra mai puțin și vom fi educați în sensul ăsta, pare greu de crezut oricum. Fie atunci când ne vom muta la țară și vom mai crește un porc sau nu știu. La legume și fructe s-a rezolvat problema. Nu mai aruncăm așa mult pentru că sunt conservate bine, da. Țin 5 luni fără să se strice, sunt merele verzi, tot ok. Aruncăm cu livezile la... Am văzut un producător de mere autohton care se plângea nu mai știu pe ce post, mă, oricum în postul acestui an, că nu se vând merele lui, că sunt nu știu cum, au un dar chiar și așa, de... să zicem că țin 5 luni, dacă știi că ai în frigiderul roșie de, nu 5 luni, o lună și jumătate și nu s-a stricat, nu oricum te duci să cumperi altele, pe principiul că am luat-o acum o lună și jumătate, nu? O fi ținând ea, dar totuși trebuie să facem din nou cumpărături. Depinde cât de foame ție, dar da, așa se întâmplă. Te duci și cumperi întotdeauna altele, chiar dacă țin produsul cele... mai e și chiar dacă țin, da. Zici că a trecut două săptămâni, nu mai e bună, trebuie aruncată și întotdeauna, cum era și exemplul meu, că mă duc în fiecare seară în magazin, acesta nu scoate deloc o economie. Suspectez că la tine e și o formă de socializare cumva, să vezi ce mai e nou, curios din fire, cum te știu. Nu neapărat, să vezi ce numai mai că orele ce mai fac oamenii? La care ajung acasă mă implică să mă impun să mă duc în magazin atunci. Da, plus câte o poză da. Pe care să o mai pui pe Facebook cu ceea ce observi. Noi vorbim despre aruncatul hranei. Acum 20 de ani era aproape imposibil să te gândești la așa ceva când n-aveai practic ce să arunci pentru că abia ți-o procurai. Sau mă rog, cu cei mai mulți dintre noi cam asta se întâmpla. Și cu toate astea sunt foarte mulți care regretă acele vremuri. În legătură cu acest fenomen, fostul președinte și fostul demnitar comunist în același timp, Ion Iliescu, are o explicație. Românii regretă viața de dinainte de 1989 și o fac motivat, spune Ion Iliescu. Aveau un loc de muncă asigurat, aveau un venit oricum asigurat și acum am intrat într-o lume în care nimeni nu mai are certitudini. Asta e societatea în care am intrat, dar în care trebuie să știm să luptăm și să apărăm interesele celor mulți. În asta constă esența luptei politice într-o societate democratică modernă, așa spune Ion Iliescu într-un interviu acordat agenției Mediafax. Și mai spune fostul președinte al României că la 23 de ani de la Revoluție, scena politică a devenit o confruntare a intereselor private, a intereselor celor care au și a celor care nu au. E o viziune mai mult decât social-democrată, să spunem așa, probabil, dar nu ne miră, nu? Din partea domnului Iliescu, e măcar consecvent cu principiile care l-au consacrat. Absolut, și nu știu dacă greșește prea mult. Adică dacă ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, nu, nu greșește este. Chiar deloc. Deci ne putem întoarce liniștiți acum 23 de ani, când nici aia nu greșește. Nu, uitați-vă. Adică... Deci domnul Iliescu este exponentul, ca orice om politic, să ne uităm și la domnul Dan Diaconescu și la mulți alții, este exponentul unei părți de populație care prin gura domniei sale grăiesc un Bun, fel acum domnul de... Iliescu n-a spus că el însuși este un nostalgic după regim,
Putem doar să bănuim sau să ne speculăm eu așa, dacă e sau nu e, deci, n-are importanță. Eu mă gândesc doar la Aiud când îmi aduc aminte de comunism. Bun, dar are totuși explicații. Nu mă gândesc la lucrurile bune, mă gândesc că aș încercăm să o discutăm, pentru că am promis că vorbim despre asta, despre rațiunile care îi fac pe foarte mulți să aibă nostalgie după perioada comunistă. Aveau certitudini oamenii atunci? Cine se spune că, în general, când ai certitudini, nu e foarte bine, că nu mai e loc de nimic. Și atunci... Un studiu al IRES spune că 56% dintre români sunt nostalgici după perioada comunistă, care e mai mult decât jumătate. 56%. Da? Bun. Este explicabil pentru că inegalitățile de astăzi sunt, cum spun, vizibile față de perioada trecută, când aveai, da, locul de muncă, aveai casa asigurată, aveai școală, aveai, așa, nu aveai ce să cumperi cu banii, pentru că nu prea existau magazine, eu știu, alimente, și nu aruncam în consecință. Nici banii nu te dădeau afară din casă, nici neapărat. Nici mai te afară din casă, da, da. N-aveai o economie de piață care să-ți permită să câștigi mai mult în funcție de performanță sau mai știu eu ce. Corect, dar nu percepeam distanța socială între mine și celălalt atât de adâncită. Și aici apare, fapt, conflictul. Ce spunea Ion Iescu apropo de clasa care conduce acum și este luptă de interese private, mi se pare foarte interesant, pentru că, în fapt, asta comentăm în fiecare zi la voi la realitatea, nu? Adică interese private ale polițienilor români. De ne prezintă pe noi grupurile de indivizi polițienii români, eu nu știu ce un parlamentar să mă reprezinte pe mine. Sau, dacă vrei, e mai mare măsura în care interesele astea private își fac simțită prezența, pentru că, în general, fiecare politician e animat și el de niște interese private, nu intră acolo doar de amorul artei, sau sunt foarte, foarte rare, rarissime cazurile, nu? Nu, e un exemplu pe care noi l-avem de câteva mii de ani și care spunea că cel care vrea să fie peste toți ar trebui să fie slujitorul tuturor. Problema este că noi nu facem asta. În clasa politică, fiecare are grijă de o parte din populația care îl votează. Și dacă ne întoarcem la discursul domnului Ion Iliescu, va trebui să ne întoarcem la discursul de acum 23 de ani. Domnul Iliescu trebuie lăsat să-și ducă viața înainte. Sigur că da, ne încântă că ne aduce din nou aminte de cât de bine am trăit în comunism. Domnul Iescu există și niște lucruri bune. Explica, răspunzând la o întrebare, nu a făcut o pledoarie aminte, așa, aduce aminte în piața publică neapărat, deci pentru asta. Avem certitudini. Dar... Deja avem certitudinea că dânsul își dorește. La povestea cu certitudinile voiam să ajungem, Cristi. Cât de importante erau certitudinile de atunci de care vorbește Ion Iliescu? Un loc de muncă asigurat, o casă, și cât de importante ar mai fi ele pentru tinerii de azi, să zicem, sau cei din generația noastră? Certitudinile de atunci s-au transformat acum în lupta pentru a fi mai bun decât vecinul tău. Adică atunci toată lumea putea să-și cumpere același recamier, aceeași mobilă, același televizor și, bineînțeles, cei care și le permiteau și le luau mai repede, ceilalți mai greu. La mașini era coada pe care o știm și... la acea întârziere de livrare a mașinilor. Acum vecinul și-a luat o mașină scumpă și tu trebuie să-ți iei la fel o mașină scumpă ca să dovedești că îi mai bună. Vecinul se îndatorează 10 ani, te îndatorești tu 20 de ani. Tocmai ca să lupți să ajungi la același nivel, chiar dacă e efemer sau este real, numai ca să ieși în evidență, pentru că până acum n-ai avut nimic și acum vrei să zici că acum pot, pentru că nu mai sunt un comunist și am libertatea să pot. E o chestie foarte interesantă, faptul că acum avem libertatea să cumpărăm ce vrem și atunci aveam îngrădirea de a cumpăra orice Dacă vrem. Să ne referim strict la aspectul comercial sau la achiziționare, la ce putem cumpăra. La ce putem cumpăra acum. Eu stau și mă întreb, Ciprian, câți dintre tinerii născuți imediat după Revoluție, să zicem, din 89 încoace, care n-au trăit nicio clipă în comunism, au nostalgie comunistă. Exact, au nostalgia comunismului. Cât spun, de exemplu, pe vremea aia puteai să-ți iei o casă, aveai un serviciu asigurat și nu era atâta vrajbă între oameni, cum mai auzim spunându-se pe stradă. Destul de mulți, pentru că trăiesc din poveștile bunicilor, din surse alternative de informare și evident că sunt selective informațiile. Adică bunicul, dacă i-a povestit evenimente din comunism, care erau, mă rog, cu is pozitiv, el percepe comunismul ca o perioadă pozitivă. Da, a fost mai rău, știm asta, dar în general a fost mai bine ca astăzi. Și atunci există o nostalgie de comunism chiar la extremă la unii tineri care scriu despre comunism într-o formă, cum spun, așa, comemorativă. Da? Nostalgia ar putea avea legătură cu amintire. Problema este că la cei foarte tineri care nu au nicio amintire ar putea să își imagineze, cel puțin vorbind de cei care nu au un loc de muncă, chiar să își dorească un astfel de regim comunist unde toată lumea are un loc de muncă. Ei, neavând experiența
acelei vieți în care stăteai la coadă după niște ciocănele. Acea viață după care arăta cam așa, cum vedem în imaginile. Și care din acest punct de vedere este foarte periculoasă orice declarație pozitivă despre vechiul regim în care aveai aceste garanții, un loc de muncă asigurat, o casă și așa mai departe. Tinerii care nu au cu ce compara și nu au celelalte elemente negative în care noi am trăit, ar putea să-și dorească din nou comunismul. În și Cuba, n-ar fi exemplu, de mirare dacă cineva reînvie, nu știu dacă domnul Iliescu, cred că nu mai are putere, un neocomunist din ăsta, o perioadă în care toată lumea va avea locuri de muncă. Poate că e cam greu în Europa și în NATO să mai faci asta, dar sigur, nu se știe niciodată. Vreau să-l întreb pe Ciprian dacă în Cuba, de exemplu, vezi așa ceva, ce am văzut și în fotografia anterioară, cozi care înconjoară, practic, clădirea. Nu atât de mari. Sunt cozi, dar nu atât de mari. N-am văzut cât am fost acolo 11 zile. Da, senzația ta, știind ce a fost înainte și, uite, văzând, revăzând imaginea acum, și văzând ce se întâmplă acum, în 2012, în Cuba, e că e un timp înghețat acolo, adică se întâmplă lucruri care se întâmplau fix acum 23 de ani pe vremea asta în România. Percepția timpului, cum spuneam la început, e diferită în Cuba față de România, pe de-o parte. Pe altă parte, cubanenții par fericiți la cozi, e salsa la coadă. Adică oamenii se distrează, interacționează, socializează, nu merg în magazin să facă poze, ci stau la coadă socializând. Nu percep asta ca fiind ceva, nu știu... E o formă de supraviețuire. Evident că e o formă de supraviețuire. Și în România era asta, la cost se socializa pe vremuri. Dar a urmat costul în capitalism după aia, vulzarea de la Rapta. Care e diferența între coada comunistă și cozile din supermarket? Este că e o diferență între supraviețuire și lupta pentru plăcere. Da, e vorba de motivația pentru care faci asta, dar în esență același lucru. Da și nu, pentru că de la plăcere te poți abține dacă ești educat. Dacă ești educat să faci treaba asta, dacă ești crescut bine, dacă încerci să pui lucrurile într-o ordine în care vrei să trăiești frumos, atunci sigur că da, ești chibzuit, nu stai toată ziua sau noaptea în baruri sau nu-ți iei nu știu ce mașină de care nu ai nevoie, nu-ți iei nu știu ce palate de care nu ai nevoie și te înrobesc și așa mai departe. Deci nu cred că... Sigur că ne luăm o haină, poate ne luăm și niște fructe exotice, dar nu vorbim de gradul acesta de înrobire, de un euro, de... Până la urmă e o bucurie, o fructă exotică. Bun, pe care Cuba nu poate au șanse să rămână și de acum înainte o constantă. Adică noi ne tot îndepărtăm de momentul 1989 și totuși sunt elemente care străbat timpul, cum spuneai și mai devreme Ciprian, până și cei de 16, 18, 20 de ani au aceste nostalgii fără să fi trăit în perioada aia. Da și nu. Și de ce spun asta? Pentru că ieri și azi am fost în Timișoara, nu am văzut absolut nimic care să comemoreze sau care să aducă aminte de Revoluția din 89. Oamenii s-au adaptat și au mers oarecum mai departe. Îmbulzeala era astăzi în mall și nu era în centru acolo unde au fost împușcați oamenii. Comemorările au fost făcute, nu știu, au fost zilele trecute 50-60 de oameni la acele comemorări. În schimb, toată îmbulzeala era în mall, acolo unde oamenii se chinuie să cumpere și să supraviețuiască mai departe. Oarecum le-am uitat sau probabil noi n-am mai știut să le cultivăm și să le creștem și să ne aducem aminte așa cum trebuie de evenimentele de atunci. Și nu știu dacă le-am înlocuit sau nu cu ceva mai bun. Cred că cozile din mall nu sunt ceva mai bun față de comemorarea a ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Sunt sau... din alt registru, să spunem, pentru că nu e așa, viața merge mai departe. Da. Și apropo de asta, uite, am marcat și momentul 21 decembrie, așa zisa apocalipsă după calendarul maiaș. Cum s-a reflectat asta în cumpărături, în mediul online, în societatea de la un capăt la altul al lumii? Vedem imediat ce revenim. Pe moful cu barbă mare, are un sac cu jucării și e îmbrăcat în alb cu roșu. O să le să nu uiți că am fost cu mine. Cum crezi că arată moșul? Roșu cu alb și cu barbă mare. Zim ceva de moșul.
Aceasta este prima ședință foto a lui Nick, student la fotografie. El filmează și încearcă să prindă fotografia perfectă în timp ce cade cu 203 km pe oră. Nick face toate acestea cu un telefon. Pentru cei aflați în căutarea fotografiei perfecte, Vodafone aduce HTC One S, cameră foto 8 megapixeli, înregistrare video Full HD, ecran tactil și procesor dual-core pentru doar 49 de euro. Vodafone. Ce faci, mă? Îți dau un vin. Ce vin? Eu nu beau decât Pinot Noir, mă, de murfat lar. Păi și ăsta ce e? Pinot Noir, zestre murfat lar. Nu arată ca Pinot Noir, mă. Păi dacă eticheta nouă... Pinot Noir, zestre murfat lar. Împotriva febrei și durerii copiilor între 6 și 12 ani există Nurofen Junior. Acționează în 15 minute, timp de până la 8 ore. Nurofen Junior calmează durerea și reduce febra. Credeam că toți m-au uitat. Fiecare avea pe cineva. Dar într-o zi, el s-a întors. Am știut că e ceva special. Frozo se întoarce. Iaurt cu topping de fructe. Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment. Pentru o digestie eficientă. Durere și febră la copii mici începând cu vârsta de 3 luni? Noile supozitoare Nurofen pentru copii calmează durerea și reduc febra. Unii le folosesc acasă, alții în călătorii, unii citesc sport, alții picanterii. Unii vor doar jocuri, alții aplicații. Unii vor lucruri simple, alții inovații. La Vodafone ai tablete accesibile pentru fiecare român. În plus, ai internet nelimitat noaptea la viteză maximă ca să navighezi fără grija traficului. De acum, te bucuri de prima rețea de date 4G din România. Vodafone. Probleme cu urinarea? Prostamol 1, medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1, treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Moș Expert, cu plete de albe, e prin pe anul chiar acum. Vrea să spună două vorbe, înțeleg că nu oricum. Când faci lista de cadouri, te-aș ruga să te gândești că și casa ta așteaptă cu daruri să-mi povedești. Daruri pentru casa ta de la Moș Expert. Pentru că de sărbători prietenii se adună și se adună, Bergenbier le vine în ajutor cu mai multă bere. Petul de 2,5 litri la preț de 2 litri. Prietenii știu de ce. Senzație de greață după o masă copioasă? Nu uita de Colebil, un plus de bilă util. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Aceasta este prima ședință foto a lui Nick, student la fotografie. El filmează și încearcă să prindă fotografia perfectă în timp ce cade cu 203 km pe oră. Nick face toate acestea cu un telefon. Pentru cei aflați în căutarea fotografiei perfecte, Vodafone aduce HTC One S, cameră foto 8 megapixeli, înregistrare video Full HD, ecran tactil și procesor dual-core pentru doar 49 de euro. Vodafone. Hai să te facem bine. Carmol Frecție te pune pe picioare. Aici ne descălțăm. Ne descălțăm. E ideea mea. Merg amândouă cu aceleași baterii. Dacă mai vrei, îmi spui. A, e un sistem de-al meu. Economie la curent, 2 minute. Marian Sebeș e președintele cumpătaților. Sigur ești și tu la ceva. Trimite codul de pe Unirea și Sankt Petersburg prin SMS la 1886. Poți câștiga 1 000 000 de lei, bașca, o mașină pe zi. Apilar Mil Potent. Pune trântorul la treabă. Acum 3 ani, când Dănuț era foarte bolnav, a trebuit să merg la București pentru investigații. Așa făceam toți părinții din Galați. Spitalul de aici era neechipat. Medici buni, dar fără dotări. Situația s-a schimbat de când au modernizat spitalul cu fonduri europene. Am venit aici pentru analize. Există computer tomograf, sunt echipamente moderne și cabinete curate, iar medicii se pot ocupa de copii așa cum trebuie. Pentru români cu bani.
bani europeni. Culmile gloriei le poți atinge doar după mulți ani de muncă și sacrificii. E mai ușor când ai alături prieteni care te sprijină și se bucură împreună cu tine. De 20 de ani sprijinim performanța și talentul. Miro Investment Group. Investind în oameni, investim în viitor. Când trebuie să scapi de durere, ia Nurofen Express capsule moi. Calmează rapid durerea și își face prompt și eficient efectul chiar la sursa acesteia. Nurofen Express calmează rapid durerea. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. România s-a transformat în țara oamenilor pesimiști. În țara în care la tot pasul te lovești de oameni care au încetat să mai viseze la o viață mai bună, Realitatea TV încearcă să schimbe viziunea. Cine sunt cei care au mișcat lucrurile mai mult decât politicienii și care pot trezi dorința de a schimba noi înșine România? Afli în fiecare duminică de la ora 19 de la Eli Roman și Rareș Bogdan cine, când și cum schimbă România. O campanie Realitatea TV. O emisiune prezentată de Roșia Montană Gold Corporation. Am revenit în direct la ultima oră, am depășit și momentul 21 decembrie, nu s-a întâmplat nimic extraordinar, decât că România, după chinurile facerii, a produs un nou guvern. Dar, sigur, asta este o cu totul altă discuție. Despre cât bani au circulat însă cu ocazia acestei panici legate de așa zisă apocalipsă, iată. Cu 700 de milioane de oameni de pe întreg mapamondul care credeau că pe 21 decembrie va veni sfârșitul lumii, apocalipsa maiașă a devenit, cu siguranță, una dintre cele mai bănoase afaceri ale ultimului deceniu. 7 miliarde de dolari. Atât estimează specialiștii NASA că s-ar fi cheltuit la nivel mondial pe stocuri de hrană, buncăre, rezerve de carburanți, ghiduri de supraviețuire și petreceri de rămas bun. Teoria maiașă potrivit căreia 21-12-2012 corespunde cu ultima zi din viața noastră este doar una dintre variantele vehiculate. Așadar, cei care au investit în buncăre sau în truse de supraviețuire le pot păstra pentru 23 august 2013, termen prezis de călugărul rus Grigori Rasputin pentru un nou sfârșit al lumii. În ceea ce privește apocalipsa maiașă, fenomenul a luat o amploare colosală. De exemplu, dacă numele președintelui american Barack Obama figurează pe motorul de căutare Google de 69 de milioane de ori, apocalipsa maiașă este o expresie ce generează 272 de milioane de articole. Pe YouTube, cei interesați pot găsi sute de mii de videoclipuri care te învață cum să supraviețuiești apocalipsei. Filmele produse la Hollywood au adus încasări de peste 1,5 miliarde de dolari. De asemenea, sunt oameni care au cheltuit milioane de dolari pe stocuri de hrană sau au plătit între 200 de mii și 1,8 milioane de dolari pe buncăre. Rușii, în schimb, au scos la vânzare bilete pentru iertarea păcatelor. Cu 10 dolari, orice păcătos și-a putut asigura accesul în rai, iar doritorii nu au lipsit. Peste 4.000 de dolari s-au încasat din vânzare biletelor. În România, cu 40 de lei au putut fi cumpărate două volume ale unei cărți ce explică apocalipsa prezisă de maiaș, dar s-au vândut și ghiduri de supraviețuire și truse complete de supraviețuire. Ce lovitură pentru orgoliul lui Barack Obama, 90 de milioane de căutări pentru el și 272 de milioane pentru apocalipsa. Uite că filmele au fost un lucru bun, au creat acea cultură pe care, de care aveau nevoie oamenii să se pregătească de apocalipsă și au comentat mult mai intens acest eveniment care nu s-a întâmplat ieri față de cum era prezis. Vis-a-vis de apocalipsă, acum am înțeles de ce toată lumea ieri pe internet întreba, gata, ați coborât în buncăre, mai sunteți aici, mai trăiți, de ce nu s-a întâmplat nimic și exista și un banc, care, o glumă care a fost foarte viralizată. Oare apocalipsa vine la o oră fixă pentru toată lumea sau ține cont de fuzul orar? Am mai auzit un banc. L-ai auzit și tu? Da, l-am auzit și eu că maiașii, incredibilă predicția maiașilor, au prezis guvernul Ponta. Da, e până la urmă elementul care n-a lipsit nici din discursurile politicienilor. Sper că ați remarcat lucrul ăsta.
prim-ministrul, cel puțin, a avut grijă să facă această referire și să îmbrace totul într-o tentă cu iz, într-o tentă socială, nu patriotică, începe o nouă lume pentru România și așa mai departe. Uite ce înseamnă, până la urmă, ce se întâmplă? Marketingul, comunicarea. E frumos să ai imagini de sezon dacă suntem iarna, nu știu, cu zăpezi, cu munți acoperiți de zăpezi, cu brazi și așa mai departe. Și vara avem imagini de sezon cu mare, cu plajă și așa mai departe. Problema este că politicienii, până la urma urmei, încearcă să-și atragă discursul de potențialii, nu știu, viitori, probabil, votanți de peste 4 ani, că nu-mi dau seama, alegerile tocmai au avut loc, fiind cumva la modă. E o modă limbajului. Se vorbește astăzi despre apocalipsă. Se vorbește astăzi despre nu știu ce mare vedetă care s-a sinucis sau care nu știm dacă s-a sinucis. Dacă a luat niște pastile în plus sau dacă vrea să facă pur și simplu să ocupe agenda publică. Problema care se pune, avem niște vorbe din bătrâni, nu contează când vine sfârșitul lumii. De 2000 de ani tot este prezis sfârșitul lumii și cred că și de acum încolo o să avem multe astfel de preziceri. Contează cum sfârșești tu. E, dincolo de dimensiunea asta socială de care vorbește Iulian Ciprian, avem și dimensiunea comercială pe care am văzut-o redată în cifre ceva mai devreme. Foarte tărmaiașii. Au stimulat comerțul. Au creat marketing pentru firmele capitaliste de azi, incredibil. Aia cu biletul din Rusia de 10 dolari, incredibil. Nu știu ce s-a gândit nimeni în România să vindem și noi acatiste pentru rai, nu știu, Biserica Ortodoxă, mai făcea niște bani ușor. Păi, dar... pentru că se bazează pe adevăr. Deci biserica se bazează pe adevăr. Și biserica prevede un... istoria, de fapt, citeam undeva o definiție a unui preot care este și profesor de istorie, vine cumva, cuvântul vine din grecește, așa cum a fost. Istoria este o poveste despre așa cum a fost, așa cum s-a întâmplat atunci. Despre asta este vorba și cu biserica, nu vinde, biserica ortodoxă nu vinde neadevăruri. Aici e problema. Sigur, avem o icoană, dar nu... Vine incertitudine, să știți, adică nu adevăr sau neadevăr, asta rămâne dovedit deocamdată. Dar ce vreau să spun, președintele Rusiei mi-a plăcut discursul lui despre apocalipsă, care a fost foarte clar, se plăcut peste 500 de milioane de ani, milioane de ani sau când vrea el. E simplu. Până la urmă. Și în orice caz, nu, e bine ca lider al unei asemenea puteri, ca tătuc, nu, cum e cunoscut liderul rus în general, să dai asigurări poporului tău și lumii că nu se întâmplă nimic. Nu, dar isteria asta generalizată, adică cu bunkerul și în România, tursa, asta la americani se întâmplă de mai multe ori. Nu l-am găsit la americani. Se întâmplă de mai multe ori la americani cu bunkerul pe și net, kit-ul. Care a fost freamătul legat de povestea asta, dincolo de căutări, dincolo de filmulețe, mă refer la dimensiunea asta comercială de care vorbeam ceva mai devreme. Asta vreau să spun adineauri, că dacă înainte de anii 2000 știi că existau niște sinucideri în grup ale oamenilor care se temeau de anul 2000, acum toată lumea a dat-o în satiră și în comercial. Spre exemplu, eu am fost salvat pentru că am călătorit pe 21 decembrie cu un avion în care lângă mine era un călugăr și am zis ok, eu sunt salvat de data asta, apropo de cei 10 dolari. Iar oamenii au făcut, au fost foarte glumeți pe internet, au căutat cele mai bune lucruri și în orice lucru negativ care se întâmpla oricăruia dintre noi în mediul online, dădeau vina pe apocalipsă, astfel puteau să aducă cel puțin un zâmbet pe fețele oamenilor atunci când era ceva dar negativ. Dar sunt unii serioși că și-au cumpărat kit de supraviețuire, deci da, a fost mică. Dacă nu vine apocalipsa, o să vină inundațiile la primăvară, îl vor avea nevoie de el cu siguranță. Sau cine știe, cu tremurul, Doamne ferește. Bun, ce s-a mai căutat pe net, că nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să vedeți ce deține recordul de vizualizări în acest moment pe YouTube, cel puțin, este vorba de Gangnam Style. De neoprit acest videoclip al hitului rapperului sud-corean Psy, care a devenit primul din istorie care atinge această cifră de 1 miliard de vizualizări. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style.
Da, asta se întâmplă pe net, noul record, la mai puțin de o lună după ce acest videoclip a devenit cel mai urmărit pe YouTube. Era oricum cel mai urmărit, acum a atins și cifra asta simbolică. A depășit chiar și hitul Baby, interpretat de Justin Bieber, un solist foarte tânăr și foarte la modă. E o piesă care se bucură de un succes uriaș atât în Asia cât și în lumea occidentală, pentru că acolo satirizează stilul de viață al locuitorilor unui cartier de lux din capitala sud-coreană, Seul. La rândul lor, fanii piesei au înregistrat și postat pe internet mii de parodii și o să vedem imediat câteva exemple. Ce explică exact fenomenul ăsta? Aceste parodii postate pe internet. Tai a ales o metodă de a se promova foarte, foarte bună. Și a cedat drepturile sale de proprietate ale acestui clip, care este haios, utilizatorilor de YouTube, iar fiecare dintre ei a trebuit și a putut să creeze o parodie sau un remix al melodiei lui. Astfel încât toată lumea a reușit să, odată să-l vadă și a doua oară să fie să creeze cât mai mult bază în jurul acestei melodii. Nu știu dacă ai văzut, există concerte uriașe în Coreea, unde sunt stadioane întregi pline de oameni care dansează toți la unison această melodie. Imaginile sunt incredibile de acolo, dar și în Statele Unite toate televiziunile îl vor la o oră de maximă audiență și în momentul în care ajunge oriunde se blochează circulație, se întâmplă... Vedem imediat și parodiile. Un fenomen al actualității, dacă vrem să-i spunem așa. Nu, de, că când ne-am propus să vedem internet, ce se caută foarte când tare. Când cedezi pe internet, uite ce găsim. Când cedezi pe internet utilizatorului cumva un drept sau când îl lași să se joace cumva cu niște lucruri, și mai ales nici dacă nu e ceva știi plăcut, unde poate eu să ducă asta. Spunea un prieten de-al meu care uite la ce poate aduce, la niște parodii. Agenție interactivă. Se întâmplă asta pe Facebook. Facebook-ul de altfel doar așa poate fi păcălit. Încercând să mergi cu utilizatorul cumva să promoveze, să trimită mai departe mesajul mărcii și nu marca, pentru că atunci marca trebuie să scoată niște bani din buzunar și să trimită patronilor Facebook-ului. Problema este că a reușit să ofere o lecție de marketing pe YouTube. Uite, până și secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, învață acest dans, vedem imaginile alăturate. E fenomen global până la urmă. Poți să-l folosești, că tot vorbeam mai devreme de cum au integrat politicienii apocalipsa, așa zis apocalipsa, în discursurile lor. Poți să-l folosești și ca demers diplomatic, poți să-l folosești și ca discurs politic, poți să-l folosești și pentru o cauză umanitară și vedem imediat. Fiind un fenomen public și te lipești de el, că capezi notoritate, de ascultată vocea de o populație mai largă. Evident că asocierea între politicieni, artiști cu lucruri care au notoritate e benefică. Pe altă parte, mă gândesc la România. Și... care este exemplul românesc de acest gen? Și mă gândesc la ăla cu Audi A6, care a fost un viral și a făcut parodii nenumărate și a fost cam la fel. N-a fost o vedetă. A fost un... Moș Crăciun, Barack Obama, n-a scăpat nimeni, se pare, de acest fior al Gangnam Style în parodiile. Problema respective este că noi nu știu dacă a avut o oglindire în România pe măsura fenomenului internațional. O să vedem, nu, că mai cercetăm netul și altă dată. Mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi. Sinteza știrilor zilei vine în foarte scurt timp aici la Realitatea TV. Rămâneți cu noi. At home with our computers on. Obama style. Obama style.
De sărbători, lucrurile frumoase vin pe neașteptate, dar lucrurile și mai frumoase sunt totuși cele pe care le aștepți să se întâmple. Economisești lună de lună cu BCR Banca pentru locuințe, primești primă de la stat și poți lua un credit în lei cu dobândă mică pentru amenajarea locuinței tale sau chiar achiziționarea uneia noi. BCR Banca pentru locuințe. Tu cu cine faci banking? Senzație de greutate și prea plin după masă? Triferment. Pentru o digestie eficientă. Acest medicament conține pancreatină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Sunt ghid turistic în Arad. Până de curând, nu vedeai așa de multă activitate aici. Dar de când s-a reabilitat centrul vechi cu bani europeni, lucrurile s-au schimbat. Acum aduc turiști din țară și din străinătate să vadă Aradul și regiunea. Infrastructura modernă face zona accesibilă, iar orașul îi cucerește pe oameni. E foarte fain. Pentru români cu bani europeni. Zi-mi tu mie cine te-a crescut. Cine? Taică tău? Nu prea cred. La mine veneai că vrei aia, că vrei de-aia. Toate poftele ți le-am făcut. La orice smartphone Samsung cumpărat, ai super șanse să câștigi zilnic un Samsung Galaxy S3 sau un Samsung Galaxy Note 2. Detalii pe pagina de Facebook Samsung Mobile România. The recipe has been stolen. Stop the car, we have a problem. Master key, please. Wembley Dry Gin. Dacă-ți pasă ce bei. Există o cremă de îngrijire a pielii în care oamenii au încredere de 100 de ani. Generație după generație. Nivea. 100 de ani de grijă pentru piele, pentru viață. Când avem grijă unii de alții, suntem toți o familie. Cumpărând o cutie Nivea Crem, acordăm un leu pentru programele de prevenire a abandonului infantil susținute de SOS Satele Copiilor și Nivea. Fură mireasa, alții o răscumpără. Sunt de revelion pe stradă, acasă, în cluburi sau în cafenele. Sunt pe Vodafone sau în alte rețele. Dar oricât de diferiți ar fi, românii sunt români și trebuie să fie împreună indiferent de rețea. Cu noile abonamente Vodafone, vorbești liniștit în orice rețea, pentru că acum toate minutele tale sunt naționale. Vino în magazine și ai Sony Xperia Miro la 1 euro prin programul Buyback Vodafone. În fiecare zi se poate întâmpla orice. Important e să fii pregătit pentru toate. City Insurance, asigurare și reasigurare. Oriunde, alături de tine. Sponsor oficial al echipei naționale de fotbal a României. Hai să te facem bine. Carmol Frecție. Te pune pe picioare. Când am terminat studiile, ai mei se temeau că nu o să mă pot realiza în țară și voi pleca în străinătate. Dar uite, sunt tot acasă și tot cu pasiunea mea pentru roboți. Și asta pentru că lucrez la Institutul de Cercetare și Dezvoltare din Brașov, realizat cu fonduri structurale și de coeziune. Pentru români cu bani europeni. Arnil Potent. Pune trântorul la treabă. În profesia mea vreau să fac o impresie bună de fiecare dată. Iar pentru asta, Galaxy Note e cel mai bun partener al meu. Multiscreen-ul îmi permite să lucrez cu mai multe aplicații în același timp. Pot să pregătesc un raport sau o prezentare într-un mod mult mai eficient. Pot să schițez și să desenez mai ușor cu funcția Shape Match. Pot să notez și să pun la un loc toate ideile mele. Și jobul e dintr-o dată mai simplu. Note. The New Way. Samsung Galaxy Note 10.1. Eu n-am călcat și n-o să calc vreodată la operă. Urlă aia, mă doare capul. Barbierul din Sevilla cu ăsta, zi să-i zic. Italian. No, no. Eu să nu merg la operă. Bă, afonule, bunicul a scris o...